Bun, deci în acest video vreau să vă prezint cea mai simplă și precisă metodă de a extrage cantitățile de materiale din Civil 3D. Deci pentru asta noi avem nevoie de acest fișier, da? Și ca să extragem materialele, mergem la Output, Export, Land XML. Acest fișier îl salvăm în folderul, în același folder unde se află și fișierul .dat, îl salvăm sub denumirea de project. După care mergem în fișierul respectiv, dăm click dreapta, refresh și cantitățile se actualizează. Ca să verificăm dacă sunt ok cantitățile sau nu, aici avem o verificare manuală, adică trebuie să adăugăm lungimea, lățimea și grosimea stratului. În cazul nostru avem stratul, de exemplu luăm stratul 1, base 0,1, grosimea 0,1 și lungimea acestui coridor este de 467 lungimea este egal 467,57 minus 22,42. Și avem rezultatul. Rezultatul este 311,605 și noi avem 311,605, da, e aceeași cantitate. Metoda asta este mai bună decât metoda standardă prin sample line. Aici nici nu avem sample line-uri, dar este mai bună pentru că această metodă folosește toate secțiunile, adică extrage cantitatea din toate secțiunile. Și inclusiv dacă noi aici avem un sample line și aici avem un sample line și între ele avem o lățime variabilă, cantitatea extrasă, calculată, va fi în sample line. Dar această metodă calculează cantitățile de la fiecare secțiune din coridor și precizia este mult mai mare. Deci, în concluzie, tot ce trebuie să faci este să creezi coridorul, să exporți sample line și să-i dai refresh la acest fișier. Acum o să încercăm să adăugăm încă un sample line pentru coridorul respectiv. Second Street. O să creez un coridor. Ok, și aici selectăm Second. Finish. Primare. Ok. Rebuild. Da, deci coridorul s-a creat. Tot ce trebuie să facem, mergem să facem un export. Numele fișierului trebuie să fie project. Salvăm. După care mergem în fișier și dăm un reîmprospătare. Și gata, cantitățile au fost extrase.